Salutare București FM, noi suntem 98,3 Cumva lucrurile au o logică pe lumea aceasta Se leagă câteodată fără știrea ta sau vrerea ta La întâlnirea noastră precedentă Împreună cu Andrei, cu Andrei București Discutam așa între piese Despre filmele science fiction Și țin minte că un segment important al discuției noastre A fost legat de paradoxul temporale Ce am văzut și așa mai departe și acum când mă uitam la articolul pregătitor pentru emisiunea în această seară, mă gândeam normal. Trupa Crowd Control a, -a unui Paradox. Logic. Păi nu, cum să ieșim din temă, nu avem cum să, cum să ieșim. Trupa Crowd Control, prezentă la linia de noapte. Salutare, dragi frați! Salut! Așa, și salutare, bună Andrei! Răzvan răzvan și bună răzvan Salut, Cosmin Gabăr! Cum ziceam data trecută, nu răzvănescu. Răzvanescu. Răzvănescu, nu? Da. Așa cu. Îl și Coșmelin. Coșmelin? Da. I-am zis atunci Coșmelin, anul, acum nu mai știu. Aia, new entry. Nu, nu ca și ți-am Nu eram deja atunci, da. Da, n-ai vrut să părăști? Am vrut să să mergem eu. pe numele mici. E cu sh? A. Mamă, este hasher hash. E ca deja... și. Și este cu 2 de L? Nu. A. Nu. Suficient, suficient A. de Coșmelin? de exotic. E este uh, gama asta de o, orașe aparte. Coșmelin, Medelin, știau... <laughs> Salut băieți, bine ați venit încă o dată. Îmi spuneați cu Andrei, m-am mai văzut în acest interval o dată, cel puțin, dar voi ați venit acum un an. Și când mi-a zis, greu de crezut, Una, chiar un an a trecut de când Am a venit Ianuarie sau februarie. Ianuarie Ia sau februarie? A un an s-a dus așa, fâș, fâș. Chiar de o noastră degeaba. Nu, ați făcut treaba corect nou. și discutăm în emisiune. Să intrați, vă rog, eu mult și pe site-ul nostru, să-i vedeți pe băieți. Nu mai să-i auziți, fiind trei am putut să-i grupăm pe o singură parte, drept no. care nu punem în aplicare procedura aceea de rotire a scene, știi? Îi puteți vedea pe întreaga uh, durata emisiunii www.bucureștefm.ro Răzvan Cosmi și Andrei de la stânga la dreapta. Răzvan Cosmi și uh, Andrei. Așa, pagina de Facebook București FM, mai zice și voi, pagina de Facebook, pagina Facebook Crowd Control Ro. Site-ul este încă under construction, dar ne găsiți pe SoundCloud. se cheamă. Da, da. Underconstruction.ro <laughs> da. <laughs> Ce și ați luat și domeniu.us, da. <laughs> știi, <laughs> ca să aveți under construction, da. Uh, avem Bandcamp și pe Bandcamp puteți să ascultați și să descărcați albumul nostru gratuit. Canal YouTube? -a pe SoundCloud. Ah, da, pe canalul YouTube, da. Ah, okay. uh, chiar, chiar vă rugăm să căutați Crawl Control Raw, uh, Google și YouTube, că știi, cum sunt conectate, dar... Uh, E important pentru că uh, trebuie să creștem fembei. Corect. Hai să spunem din nou: ce cer scuze de fiecare dată, dar e așa mi se pare corect să spun exact cum se scrie. Deci, crowd este cu W, Q, O, W, D, și control ca în limba română. Uh, trupa crowd control, ții minte, știu ușor ușor, revin unele bucățele de discuție, de unele, acum un da, de, de acum un an. Ți minte că la un moment dat am discutat și despre similitudinea dintre crowd control uh, Band-ul. Și noțiunea de crowd control din jocurile pe calculator, în care ăla, care are un personaj care poate să facă crowd control, e de bază într-un raid. <laughs> A? Mai țineți minte? ne -mi 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 Ți-aduce aminte, nu? Pentru că el este cel care controlează din marea masă de inamici. el poate să facă pe unul sau pe doi sau pe mai mulți să iasă din luptă momentan, știi? Și atunci și reduci numărul de inamici cu care te bați. Deci e de, ce? de Altfel pierzi toată noaptea degeaba și e un dezastru. Nu te mai uiți la muncă. Deci de aici un, un șir de consecințe, știi, care duc la un final cumplit. Răzvan, <laughs> Sau... avem SF-uri, avem jocuri, cred că... Auzi, știi, Punem ce de o ziți? colaborare Da, da, corect, corect Credeam că zice, bun, hai că am vorbit de SF-uri Am vorbit de jocuri, de introducere tale obișnuite ai zi de albumul nostru, lasă <laughs> <laughs> să spunem un lucru, să amintim un nume important, un alt invitat care a sosit în urmă cu ceva vreme. De fapt, a fost o premieră absolută, să recunoaștem, cred că în istoria radioului și cred că și a postului de televiziune. Eu n-am mai auzit ca primul invitat care a venit în picioarele goale, la propriu. După aceea a fost pare se, episodul cu Ronnie O'Sullivan de la, chiar cred că de la campionatul mondial de snucăr, da. în care pe el îl strângea un pantof drept care și-a scos pantofii și-a jucat în un set întreg, dar a jucat în ciorapi. Da, Dică, să știi că a cerut, a cerut de la cineva din sală o pereche de pantofi. S-a și dus să-i probeze și da. tot nu s-au potrivit și-a jucat un set în, 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 în ciorapi, cu acordul arbitrului, bineînțeles. Da, și dar... Eu. Și să știi, la fel a avut concerte care au ieșit foarte bine pentru că era de sculț. Dar la el a fost, -ă, la... la da, da, chiar, pe bune? Da. Deci la, la Rodya a fost un lucru, deci nu de fițe, nu, pur și simplu așa, <laughs> în momentul acela era necesar acest, să spunem. Uh, hai să începem cu chestia asta, că e importantă, n-am pomenit degeaba numele lui Rodion. De ce l-am pomenit? Că am uitat. <laughs> Ziceți voi. Rodion Este unul dintre colaboratorii noștri de suflet de pe... E de la Vintre Cluj Albon. acum, nu? Da, acum este la Așchile urmare, Acolo locuiește. Lângă Cluj. Deci unde era e toate acolo, acolo tehnice ale lui. E, da, e... mini-universul la minunat de să care să povestea. Stii. Un da, univers da. paradoxal. Da, da, da. Corect, corect. <laughs> Și um, este unul dintre colaboratorii noștri de suflet pentru că inițial i-am cerut doar permisiunea să reinterpretăm piesa lui Paradox de pe ultimul lui album, dar a vrut mai mult de atât, a vrut să cântăm împreună. Și de asta am și ajuns atunci am avut un concert împreună în Dacă ne și... ascultă cumva, oricum îl salutăm de aici de așa exact, peste orașe. Rodi. Salut, Salut, salutare, tine. salutare. Și um, a fost o aventură să facem clipul împreună cu el să să finalizăm piesa, să ne hotărâm că vrem să o promovăm pe asta, pentru că chiar a ieșit o piesă foarte faină. Și um, toată, toată ideea clipului, am colaborat cu, cu un regizor tânăr, un prieten, Serghei, Serghei Chiviriga, și, a fost... și Rodion a fost în București Sau de la nu, distanță nu, așa am, peste nu, am, am filmat o parte în București Și o parte la el Așa a fost voi acolo Da, da? am la casă, Foarte tare păi am, am profitat de faptul Că am avut noi un concert în vară Am fost headliner la Untold La festival Și dacă tot eram în zonă Trebuia să-i să să face să o, o vizită, vizită, oricum, știi, dacă e și ceva mai productiv. <laughs> uh, tu spuneai, înainte de emisiunea, înainte, înainte să intrăm în direct și m-am gândit un pic la lucrul acesta, uh, înainte de, de 89 uh, erau câteva, acum mai puțin, dar erau câteva orașe, în afară de București, unde se știa că există pepiniere puternice uh, de, uh, de muzicieni. Uh -huh. Timișoara, și Cluj, evident, unul dintre aceste orașe, cel puțin așa, așa știam eu. După care, de fapt, de când am venit Rodion prima oară, eu îi cunoșteam muzica. Știam despre el, auzisem despre el, era din acea generație. Uh -huh. Dar țin minte că vorbim prima oară cu Rodion, mi-am dat seama că și chiar mă miram cum de n-am avut eu niciodată un vinil cu el, pentru că eu în perioada aceea cam hăpăiam tot ce apărea. Măceam la magazinul. Care vin muzică. <laughs> <laughs> da. Așa. Celebru. Da. <laughs> Se cheamă librărie. Exact. Așa. Și acolo luam... Și le aveam și pe căprării, din Timișoara, din Cluj, trupe bune românești. Și mi-am dat seama că nu aveam un vinil. Și tu mi-ai spus acum, nici n-a avut. Nu. No, no. Dar a fost o nedreptate, cumva. Ei, a fost o nedreptate, dar cumva... Destinul ăsta, să zicem că s-a revanșat. Da, Pentru corect. că Rodi, după ce a luat pauza aia de, de muzică complet, când s-a întors, s-a întors și uh, a lansat două, trei albume, de fapt, la două case de discuri din Anglia, din Londra ceea ce l-a pus ca lumea în vizorul Da, deci alte magazine de alte care vă muzică. Da, da. Nu, pe Strat Records i au lansat primul album Lost Tapes și l-au promovat și foarte bine, deci a ajuns în topul celor mai bune uh, reissues uh, alături de Vanghelis. S-a întâmplat de fapt ceva lui. normal, dar de ce la noi nu? Cine ia bara drumul sau care... Păi, uh... Care din Grey uh, grei vremii s-au supărat? Nu știu dacă era cineva din grei vremi supărat sau da, ceva de genul ăsta, să... am discutat, am discutat și da, pe da, eu despre da, asta. Da, da. E vorba că erau liste și liste de oameni care. A, urmau și să... sau nu intrai? Exact, să scoat albumul la Electric Core sau să. Mie mi se pare foarte interesant că noi îl apreciem foarte mult și pe Mircea Florian și și el. El a, a scos tainicul Vârtej atunci în 83, dar a avut multe piese cenzurate și și cele pe care le-a înregistrat, la fel, au fost cenzurate cumva. Deci Corect existau... și, nici nu prea, și nu prea îl vezi... vedeai pe la televizor. Da, da, no. clar asta. Nici când era muzică românească, să erau anumite festivaluri, erau câțiva care nu intrau sau dacă era reluare, erau cumva blura. N-aveau pătrățelele atunci, că nu puteai să pui pe vorbe, dar se găseau modalități. Rodi, de... Rodi spre deosebire de Mircea Furnac, zice că nu prea a apărut la TV, Rodi a fost de mai multe ori la TVR, a avut ceva sesiuni live, chiar e celebră filmarea cu el de la Revelion 79 sau 80 cu Stele și Lumini. Aia chiar e, e deja considerată legendară. da, și el a fost acolo. Da, în... a fost. Au cântat cu Rodion cu trupa foarte tare. Da. Încă o dată salutări de la distanță, dar așa e frumos, pentru, mai ales pentru că el este implicat în, în, proiect, în proiect. Sunt 12 piese? Uh, 12 piese ascultăm acum, dar pe, pe album vor fi uh vor fi, nu, de fapt, as, da, ba, da, ba, da. Uh, vor fi și patru remixuri. Și patru remixuri. Da, da. Oricum, pe parcursul emisiunii până la ora 23 avem timp, mai și vorbim, bineînțeles, să disecăm așa ce e de, de disecat. Uh, aceeași Acea rugăminte, ții minte ca și data trecută, e rugămintea mea obișnuită pentru momentele când vine câte o trupă, dacă în jurul vreunei anumite melodii e și câte o poveste din aceasta spumoasă, fascinantă, dramatică, cumplită, paradoxal-temporală exact, și așa exact. mai departe, atunci cu mare drag așteptăm să ne povestiți. Să ascultăm trei piese. Care, care sunt primele trei? Păi Loud Blood Youth este piesa care dă numele albumului. O colaborare cu SQM și cu Fierbințeanu și cu... Cu Ana de la Poetry și cu Andreea Lupescu, Andreea Verde. Da, da, a fost știi. aici, da, da. cu decadens la vremea respectivă. La vremea respectivă, uh, acum Da, e da, știu, dar mi-amintesc când da, a venit atunci cu, cu trupa. Uh, o culoare de păr absolut <laughs> fascinantă și fabuloasă, am zis, pentru că eu am mai văzut fete vopsite verde. Dar și verdele ăsta are mai multe nuanțe și câteodată, știi cum e. Toate nuanțele de verde sunt egale, dar unele mai gare decât altele. Da? Și, într-adevăr, îi stă bine. Dacă ne aude, o salutăm. Da. Salutare, nu, Andrei e un, și nu e un compliment, deși e, ci o constatare, pur și simplu. Dar da. cum v-a strâns așa Ei, un pentru... Cum a fost? Avem a venit unul câte unul și azi mai avem nevoie de? Sau va, odată ras la o cofetărie la ziua cuiva Cum ar fi, și... cum ar fi. <laughs> nu, uh, piesa asta a început uh, cu SQM, care e un producător foarte interesant, Marius Silion, el e arhitect, dar face și muzică, și uh, i-am trimis uh, eu un fel de demo de voce, în jurul căruia a construit instrumentalul, uh, dar pe, pe dar care... te știa? Te știa, nu? Da, ne știm, ne știm, ne știm de mult timp și ne respectăm. To toată lumea cu care am colaborat sunt... e o comunitate de muzică electronică nouă în București, un nou val de indie electronic. Și ne știm cu mare marea majoritate. Adică ieșim la bere... E, la sunt, sunt am relații... s-a prefăcut precizarea exact, deja. Exact. Sunt relații Bine, și amiciția. prăjiturile stropite cu bere. Eu, <laughs> dar... Baza e Să știi că este bine, e da, iese. Mai am văzut, să știi. Că nu doar vinul e cel care Aruncat peste anumite produse alimentare Dă un gust aparte Ele E cel mai popular Da, se poate și altfel În fine, să revenim, te rog, că cine știe unde căde e, cu discuții Piesa discuție. asta Noi, ca să facem tot albumul Am încercat să centralizăm Undeva unde înregistrez vocile Și să am un ghidaj Ca un producător executiv Și asta am făcut la Cristian Fierbințeanu Din duo-ul Fierbințeanu iar el a venit cu ideea cum ar fi să luăm două voci feminine și să le transformăm în ceva. Bun, și da, era la nivel de proiect. Dar vocile acelea, cum le-ați uh, selecționat? Păi, uh, pe loc, după ce a venit de am făcut o scurtă listă, un short list. A, uh, și s-a redus rapid, 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 și... până când au rămas cine trebuia. Exact. A, de simplu. Au urmat două telefoane și. doi de da. Două da, confirmări? Da, da. da, da. Și l-am întrebat, mai e nevoie? Și nu a zis că nu. După care... Întotdeauna funcționează lucrurile așa? Smooth? Nu, nu știu dacă funcționează chiar așa de smooth, dar noi am avut mare noroc și a fost cumva la modul ăsta, cu majoritatea pieselor. Chiar dacă pot să zic că inițial vroiam să lansăm albumul anul trecut și s-a mai amânat pentru că producția Durează. Da, și da, da. Trebuie să fim perfecționiști. Chiar -am Hai să zis, ascultăm piesele da. ca să avem timp totuși pentru măcar șase de ascultat în această oră. După ce ascultăm piesele o să îi bombardez puțin și pe frații Gabăr cu întrebări. Cred că le să stau acolo bine, ascultă. Noi vorbim și este la un film bun, exact, așa știi. Exact. Și mă gândeam să da, facem rapid. Să o facem să criticăm la sfârșit. La sfârșit pe ei vine așa din fotoliu, <laughs> știi? Să facem rapid cum am fost și cu cele două telefoane. Rapid, Facem un castig și luăm și pe ei în. Uh... <laughs> După o piese. Hai să mai lăsăm să se antreneze, da? Să discutăm puțin și despre Coșmelin. În primul rând, care a fost reacția ta când ai auzit că ți se va spune așa de acum înainte pentru restul vieții tale? Pentru că sunt tipuri de reacții diferite. Defensive, agresiv violente. Eu sunt curios. Nu am nicio reacție. Nicio reacție. Ești obișnuit. Adică nu e prima oară când... Îți vin cu din astea? Adică nu, nu, stă, nu, e numele în premieră. -aud, a, nu -a? e? Mă aud? <laughs> da, te aud, te aud, te aud. Așa, ideea e că... Porecla asta e cu doi de L udonumele. Poșmeli? nu, nu e cu un singur Te-am scris cu doi de L Am Zi. unul ăsta din 2001 2001, da, 2001 Eu am prieten pe care îi cheamă Cosmin Și colegi avem pe care îi cheamă Cosmin Dar n-am auzit niciodată în Răzvănescu Am mai auzit la Răzvan Eu sunt răzvan și am mai auzit Dar la Cosmin eu, Pentru mine cel puțin e o premieră Uite, o să apară un dex. Asta e ca... păi, să știi că așa se întâmplă, știi, până când devine viral. Drepturi de autor, adică Aia... dacă folosești numele... Te-ai înscris la OSIM? în seara asta, gata. Corect, e, gata. da? Cu la... O... Telefon. Te rog, da, da, să spui ca să nu și și altcineva. Bine, ascultăm piesele și continuăm discuția după aceea. București FM, noi suntem 98,3. Într-o altă sferă decât cea muzicală, una dintre concluziile importante care s-a desprins este că dacă vreți să aveți un fior aparte, fără să vedeți un film de groază neapărat la televizor, să jucați pe numbra sau spunea Răzvan Amnezia. Amnezia. Favoritul lui Coșmelin. Eu? Și, și, tu ai jucat Amnezia? Nu am o amnezie eu. Nu, ai <laughs> avem toți, nu mă refer suplimentar la... <laughs> dar joc nu l-am jucat, adică știu dar, că juca frate meu. Da, Zim o chestie, l-ai văzut vreodată când juca la figură, era altă persoană, avea o... Că eu știu când am jucat pe numbra, serios, e, pentru oamenii cu nervitari, mai ales că la începutul jocului, cei care au făcut jocul îți spun, moșule, bine, mă rog, mai diplomat, vrei să simți 100% ce am gândit noi aici, procedează în felul următor Și pe urmă îți, dau niște, îți trasează niște sarcini, stinge lumina în cameră, oprește orice fel de obiect care cântă sau orice fel de zgomot să nu se audă nimic Dai sonorul atât, dai luminozitatea atât, să fii sănătos, căști. cu căști să fii sănătos. Bine, să fii sănătos e o formă de a spune, pentru că după 20 de minute simți că ești departe de a fi sănătos. E o atmosferă... Asta înseamnă designul. Da, 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 corect. Și toată, și nu e, nu e violent sau... Tot e de atmosferă. E de... Uh, te, te face sperii... după aia să te uiți la Tom și Jerry. Da, da, da. Uh, uh, patru zile? <laughs> <laughs> da. Asta așa ca o... Ca o discuție, paranteză. Ca o paranteză, da, da. da. Apropo. A, apropo. Apropo, apropo. Uh, Andrei este și el mare amator de filme. Uh, nu știu voi... Cosmin, Răzvan, voi ta și voi... Nu. A? Da, da, da. Da, da, da. Ia nu, zi, hai să uh, zic Cosmin, un film care te-a dărâmat. Cosmin sau Coșmelin, ca să Coșmelin, ai dreptate. Coșmelin și Răzvanescu Un film care m-a... Terminat, doborât, incredibil, ții minte, l-ai povestit și nepoților, l ai l Ai vorbit despre el în Hyde Park, genul ăsta, știi? <laughs> Mă, să-ți mă minte... Credeam că zice mama, ăla... <gână> mami, mami... Nu, a fost nu mama, ăla românesc N-ai văzut mama românesc? românesc Dar da, am văzut tot. mami, <coughs> mi-a plăcut ma Mani? Mami, mami da. cel canadian Nu, n-am văzut S -s 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 Serios? Să-l vezi că e fain, tare fain deci, eu, fiind De ce? uite, nu l-am... -am, m-a sărit să 2014, -am, 14, cred. Ah, de nu, deci da, 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 am. știi că eu nu descarc, aștept să le vând de la... Nici să... noi descărcăm, nici noi. Nu, 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 nici noi, nici nimeni. Nimeni din România am auzit. De altfel, suntem singura țară din lume unde se știe pe primul loc, în ceea ce privește necopierea de programe, exact. toată lumea are licență la programe care face are... muzică. Cu... Da, oricine are un calculator acasă de la antivirus și până la orice fel de soft, cu siguranță are un raft întreg plin de licențe. Exact. Ai auzit, nu? Dar mi se pare normal. Dar și la țară, nu doar la oraș. Da, în o gradă. Deci am înțeles că unii oameni și-au scos de acolo animale că nu mai aveau loc să-și pună licențele. Exact. Da, incredibil. și bunica mea are. La ce? La, la, antivirus, nu? La graj, adică știi că să da. să intre, să la simulatorul spargă, de arată, să da. spargă lacătul, vine cu licența, știi? Da, și... corect. Da, am auzit. Vezi ce înseamnă? Da, un, o țară, într-adevăr, de dat exemplu. Bun. Nu ne-am depărtat, am făcut așa câteva paranteze, reamintesc pentru cei care au venit puțin mai târziu, trupa Crowd Control, prezentă la linia de noapte, 98,3 București FM, să intrați pe site să-i și vedeți pe Distin și domn www.bucureștefm.ro și bineînțeles, site, uh, pagina de Facebook în cer scuze, București FM. Dacă vreți să-i căutați pe ei în uh, lumea aceasta virtuală, începând de la pagina de Facebook, Bandcamp SoundCloud, uh, canal YouTube, Crowd Victor. Control. Crowd Control. D control Că sunt mai multe entități Da, Crowd Control. Așa. O <coughs> colaborare, spuneam, l-am și pomenit pe Rodion Gea cel care a fost și el în urmă cu ceva vreme în, în emisiune. Uită, mă uităm pe site pe site-ul nostru și spune așa: Paradox prezintă întâlnirea a două lumi. Trecutul muzicii electronice românești cu noul val de indie electro. Este exact ce ce spune și, și tu când s-a oprit, sau mă rog, a scăzut din intensitate muzica electronică românească, cea din anii aceia, în așa fel încât noi să folosim acum pe bună dreptate termenul ăsta trecutul muzicii electronice. Păi, nu știu, chiar am avut o discuție de curând pe tema asta. Nu știu dacă era public pentru muzica electronică de pe vremea aceea. Ce făcea Rodion Gea, ce făcea Adrian Enescu, nu, poate chiar nu era public, nu era public să spunem, larg, adevărat. dar oamenii ascultau. Erau oameni dar care ascultau. Funky Synthesizer de la Enescu era foarte apreciat și volumul 1 și volumul 2. Plus și că și la noi când a venit valul de muzică electronică din afară, lumea aici era absolut încântată și încerca să-și procure. Deci România au primit cu mare plombă muzica electronică. Jean-Michel Jarre exact. sau Vangelis. Corect, corect. da, ja, Dar s-a întâmplat ceva mai târziu Față a... de cum ar fi fost normal. Adică. În anii, 90, în anii 90 se mai întâmpla ceva? În anii 2000, de exemplu? În România? Cu muzica electronică? Sau căzuse jos de scăzuse, nu, nu sunt, căzuse? Sunt, sunt, sunt? Păi, la sfârșitul anilor 90, eu știu, cel puțin eu știu că au fost în uh, acei de la Paranoia care au scos. Uh, Sună tot așa. Uh, vino cu, după cu mine, se apare partea a treia, știi? Eu nu? Eu chiar o consider o piatră de hotar no. o piatră Aha. de temelie pentru tot ce a însemnat muzica electronică după și și videoclipul pe mine m-a terifiat te videoclipul când l-am văzut Era Băi, cum, unul... cum ați plecat pe drumul ăsta al acestei, acestui tip de muzică? Din nou, ce scuze în fața ascultătorilor genul de întrebare pe care o adresez mereu dar tocmai pentru că răspunsurile sunt felurite variate și interesante întreb lucrul ăsta de fiecare dată aproape Adică de ce cântați asta și nu altceva? Păi au fost influențe, v-ați lovit de, nu știu, o anumită trupă în copilărie, v-a plăcut atât de mult încât atunci când ați început să cântați, ați mers pe linia melodică, Cum a fost? La tine, Răzvănescu? Mm, are legătură cu ce asculti de-a lungul timpului, dar în momentul în care te apuci pe tine? să compui, cred că lași un pic în spate ce ai ascultat, cum mai vrea să sune și... Na, cauți, A, eu... Și atunci te descoperi, pe, afli despre exact. tine de fapt ce da. cânti ce da. și ce-ți place. Da. Și la tine, Coșmelin? E păi, ciudat să mina... spun Coșmelin, dar dacă ai zis... Lasă E bine, e noi, discutăm e omologat. Adică... Da, de folosesc să bifezi tu. Eu mă refer la muzica electronică nu știu... Dacă am ales-o sau nu să o cânt. Sau te-a ales ea pe tine? Păi cred că e vorba de tot de cloud control, pentru că atunci când am hotărât să cântăm în formula asta, Andrei mi-a că hai să încercăm să cântăm nu știu ce. Și eu am ascultat și după am spus să, să, cânt. Și nu pot să spun acum că eu nu, nu prea am cum să spun dacă suna electro sau mă știu eu ce, uh -huh. Depinde de adică Corect, corect. Și trebuie ce domnul... face fiecare. Trebuie să recunoști că e o diferență între cum cântai înainte la tobe acustice și acum când folosești și Da, e diferit. Că... Diferență din ce punct de vedere tehnic sau uh... din, din punct de vedere al audio. Punct de vedere, da, din punct de vedere sonic. Există clar uh, distinția între tobele Ritmurile acustice și și tobele electronice, tobele, tobele digitale, adică Evident că sunt alte tonuri, alte. ai o altă senzație. Știi? Uite, când de obicei din ce am învățat eu, așa știi, de-a lungul timpului, cu toți artiștii, muzicienii care ne-au ne -au călcat pragul la București FM, de câte ori e o colaborare, e greu de uh, găsit două trupe sau o trupă și un muzician, să spunem, care cântau exact același lucru, pentru că dacă ar fi cântat exact același gen muzical, colaborarea e foarte simplă. Practic mai vine cineva. De cele mai multe ori, colaborarea înseamnă de multe ori două stiluri diferite, dar care găsesc o chimie comună și fac un produs care sună de multe ori inovator altfel. La voi, colaborarea este cu. Spuneți-o înainte da. de a asculta piesele, sunt e un grup. Deci ar însemna mai, mai multe influențe muzicale. Nu-i mai greu? Este mai greu și durează mai mult, dar, sincer, e o metodă foarte bună de a avansa, de a te maturiza pentru că în momentul în care să zicem că suntem doar noi trei doar noi în sala de repetiții sau noi în studio tendința e către o anumită limită da, ca un, a universul, imaginațiilor universul noastre Universul e, și... e mare, dar este, e limitat clar Exact. e un exact. perete acolo În, știi? Timp, în, în schimb, ce-am făcut noi cu mixtape-ul cu un album unde fiecare piesă e produsă de altcineva, înseamnă uh, unul avem mulți prieteni foarte talentați și, doi, uh, ei se pot adapta la ce înseamnă crowd control, adică fiecare piesă, în ciuda faptului că este produsă de un alt om decât cei care cântăm în o pasta uh, are un sound specific trupului. Și adaugă, de fapt, nu ia ceva, nici măcar nu modifică, ci adaugă exact, ceva exact. la... Eu, ca să fiu sincer, am considerat că nu avem maturitate necesară să scoatem un album și că cel mai bine ar fi să scoatem mixtape-ul ăsta, să învățăm ceva, să experimentăm, să explorăm. Rar, rar să... auzim, nu ca audio, rar, să recunoaștem, rar auzim pe cineva dintr-un anumit domeniu, orice domeniu, doar artistic, care să spună cu seninătate și cu sinceritate nu am fost suficient de maturi sau nu eram suficient de maturizați pentru a Purce de la acel proiect. Mi se pare o, un statement foarte onest și foarte corect, și care, dacă ar fi de fiecare dată expus de cineva uh, uh, care chiar așa crede, ar ușura foarte mult lucrurile. Dar oamenii nu prea spun uh, așa. De multe ori forțează, știu că lipsesc acolo niște rotițe, câteodată importante ca motorul să funcționeze, și cu toate astea, pentru că sunt așteptări, că bate la ușă nu știu ce termen, că e nu știu ce gig și așa mai departe turează, forțează, știi? Și doar doar nu se vede sau nu se simte. Dar nu știu, e mare lucru să avem, că spui chestia avem asta. Avem discuția asta destul de des și uh, uh, vine în momentul în care conștientizezi că trebuie să ai un control asupra un crowd control. lucrurilor pe care le faci. <sus> și A, cred că cel mai sănătos este să, să te simți un pic nemulțumit la fiecare nivel la care ajungi. Da, și ca să să avansezi. Să, să știi că poți să faci mai mult. Vi s-a întâmplat vreodată asta e o întrebare pentru, nu știu, fiecare dintre voi? De-a lungul carierei muzicale să aveți un moment de autosuficiență? Dar în asta vastă, vastă, în care să ziceți, băi, că de. Bine, nu chiar cuvintele astea, mă sunt meseriaș. <laughs> Gata. Eu am avut, Ai dar avut? nu știu cât a durat, probabil noaptea în care a a fost compusă o piesă, dar dimineața când am revenit asupra ei, mi-am dat seama că... Era o dimineață după amnezia? Da. <laughs> <laughs> că dai seama că sunt altfel. Hai că nu e chiar așa de tare. Piesa trebuie să mai faci ceva la ea. Voi da să. Și avut? cred că oricum e nevoie de, de momente. Păi, păi, poți că... să zici coșmeline? Da, Cosmine? Da. Poți să păi zici, da. da lumea l -a l -a spune diferit. Coșme, coșmelin. Eu îmi zic coșmelinian. A, ah, sună mai îndară, Am ca avut și Coșmelinski. Exactly. da, da, E în funcție da. de persoana da. cu care vorbesc, adică da. mă raportez la da. fiecare în parte. Anii 100, 150 așa <laughs> exact. a fost. Uh... Maxim 200. Da, maxim 200. A trăit ceva. Eu, personal, n-am avut niciun moment de, de autosuficiență bun, și de curând mi-am luat o carte, uh, interviuri cu uh, compozitori faimoși de muzică nouă, muzică electronică și muzică contemporană și... Ce e foarte interesant e că marea majoritate dintre ei au trăit 90 plus. Și e cazul unui compozitor american care a trăit 104 ani. Iar el între 90 și 104 ani a compus 40 de compoziții. Și ce a zis la nu știu, 95 de ani într-un interviu, de ce nu se retrage? Răspunsul era, păi am impresia că sunt din ce în ce mai bun. Da. Corect. Și încă urmează, încă urmează. Da frumos. ce bine ar fi să fie așa la toată lumea, știi? Toate zile din viață să doresc să fie un pic mai, mai mult, dar mai mult în sensul bun decât ai făcut ieri. 8 minute până la ora 22, până la știri, la linia de Noapte, la București FM. Bineînțeles că mai ascultăm, cred că avem timp pentru două piese. Le, le știi sau ar fi 5 și 6, nu? 5 și 6, ar fi colaborarea noastră cu Adrian Enescu, The Highway și colaborarea cu Happy Gutenberg și cu electromecanic. De deja. care vorbeam puțin mai devreme da, și el a da. fost uh, Happy Gutenberg aici în studio la un moment dat. Țin minte că a fost o seară foarte foarte frumoasă la București FM. Sunt cele mai dansante piese. Da, eu sunt ultimele piese pe, ultima piesă pe care am primit-o și vrem să le mulțumim în direct pentru... Eu n-am auzit dar în seara asta sunt serios. Da, 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 pentru da, da. ce au făcut mi acolo. mi dar nu am avut timp să pe bune? o ascult. Da. Pe păi astăzi am primit. Plângeau copii acasă. Da, știi de... cu e, că intri într-o situație din aia... Plus că ai găsit jocul în sertar. Nu știu cum e, se întâmplă în chestii de astea. Dar important e să trecem peste ele. Apropo de asta, îți povestesc repede. Am văzut pe Facebook, știi că totul lumea pune filmulețe să râzi. Și eu nu prea râd. Dar am râs la unul, era un, un statement, știi? Uh, un anunț, uh, oricâte greutăți și dificultăți aș întâmpina în viață, eu am învățat cum să trec cu brio peste ele. Semnat, gică, șofer de buldozer. <laughs> Da. Ascultăm piesele de la Crowd Control La ora 22 știri, continuăm discuția după aceea Linia de noapte București FM Noi suntem 98,3 Așa e și cu ușile la care bați de mai multe ori La un moment dat, dacă e cineva în casă Se Deschide. se sizează măcar Și începe să... Dacă bați insistent, bați, 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 bați Știi, hotărât să nu te miști de acolo la în casă începe ușor și să se foiască, nu-i convine, se simte. La fel și cu poveștile. Tot am întrebat, am întrebat, am întrebat, mi-au spus oamenii civilizat titurile pieselor, ce ascultăm în ordine, colaborările și așa mai departe, cum sau de vreau poveste, poveste, zi, poveste, 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 și ușor, de -a ușor. -am mi-au că... de povești. A? -a? Păi, um, îți povestisem că am fost la, la, la Rody, acasă, la Cluj, dar deci, ce nu ți-am povestit și e interesant este că am filmat într-o fabrică de pantofi abandonată la câteva case distanță de el, în care am primit permisiunea domnului Ioan Porumb, primarului din Așchileul Mare De unde știi că era de pantofi? Acolo. A spus cineva? Era pe jos plin de pantofi, s-a abandonat și lăsat acolo Dacă pantofi. în filme de groază au fugit exact, toți exact. veneau zombi și au lăsat pantofii pe jos? Să știm În România a rămas un loc unde erau produse și nu le-a luat nimeni? Exact no, În serios. Așchileul Mare, lângă Cluj Ok. Nu, no, e bine de... Mâine nu o să mai fie niciun <laughs> Uite, vrei, Uite, este un bun argument pentru orice străin va veni de acum și va spune aia mă, că la voi acolo în România orice lași pe jos dispare imediat sau cum te întorci. Nu e adevărat. Un nu. exemplu la întâmplare și îl dăm pe ăsta, știi? Uite, o fabrică întreagă de pantofi. Și acum te mai ales duci și găsești Scenografia acolo. de acolo, deci am fost, ți-am povestit cu Serghei, cu regizorul și el este tipul cu compania de producție. Mumuș, el am avut doi scenografi care două fete care ne-au ajutat foarte mult. Am avut Tot așa din agenda voastră Diopio. telefonică? Să știi să știi. Acea agendă mare și Bun, acum este se întreba altfel, dar fără a da vreun nume, că nu are sens. Dar s-a întâmplat să dai și tu din toată agenda sau să dați voi un telefon cu și la să spună, mă mai gândesc sau chiar nu? Chiar tot? Au fost, au fost, a fost. -a da, na, nu, nu, că nu, sunt sunt părea... sunt vreo, sunt vreo trei piese la care ne-am gândit și la alți producători, dar cu care nu s-au aliniat planetele, știi? Nu pentru Hai că... să te întreb de asta ca, știi, ca, ca informație din culise, Spune. pentru cei din afara scenei. Când nu, noi vorbim de foarte multe ori despre cum, cum s-au finalizat niște proiecte, cum s-au făcut chimiile respective, cum a început o colaborare cu o anumită persoană sau alta, în că se trece în umbră, pentru că pare neinteresant, că nu s-a întâmplat ceva ce s-ar fi dorit să se întâmple. În momentul în care nu se întâmplă, de ce nu se întâmplă? Deci vine un telefon din partea cuiva care are o trupă, uh -huh. da, să spunem, crowd control, și care s-a gândit cum, la un solist sau la o altă trupă sau la un, un compozitor, producător, un da. producător și așa mai departe. Și omul respectiv sau colectivul respectiv, dintr-un motiv sau altul, spune nu. De ce spune nu? Pentru că fie nu are timp, fie nu rezonează cu ce audește. Deși adică... tu ai presupus sau l-ai văzut pe el ca care fiind o persoană fi... care rezonează. Exact, exact. Păi, sunt, deci, ca muzician, viața este foarte imprevizibilă. Să-ți dau un exemplu foarte concret. Clipul acesta, Paradoxul, este, trebuia lansat din septembrie. Am pus data de lansări, Apropo, am pus locat... Apropo, găsiți în afară de locurile pe care le a spus voi mai devreme, și pe site-ul nostru, chiar articolul, da, articolul din uh, pregătitor pentru emisiunea în această seară, găsiți uh, videoclipul. Apropo, încă o paranteză la paranteză, pormă închid mm -hmm. două. www.bucureștefm.ro și vedeți pe invitați, nu mai uh, îi auziți. Spune, te rog. Uh, era gata din septembrie. Trebuie să-l lansăm în aer liber, undeva în București. Și a plouat în ziua aia. Venise rodi, Rodion a venit, se pregătit pentru concert de la Cluj și s-a anulat concertul. Și n au avut timp să reprogrameze, fiind în septembrie, deja venise un pic și frigu. și clipul ăsta, eu l alint nelansatul. <laughs> pentru că de-abia acum l-am lansat, săptămâna <laughs> da, a da, da, trecută corect, de, din septembrie, deci noi în vară am lucrat la el și... De, a fost o perioadă bună, nelansată. Chiar era... discutam cu Serghei, cu regizorul și care a scris și scenariul. Ce facem cu clipul? Când? Coșmeline, am procedurat, am, am stabilit-o, nu mâna. Spune... Am... Nu pot să intru peste Păi dar mai vorbim mai Imagin devreme. apropo. Apropo. Exact, apropo. Uite, n-am mai amintit ascultătorilor de mult lucru acesta, le spuneam și lor, așa se intervine, este omologat are o semnificație aparte pentru România, n-are nicio legătură cu apropo spus în orice altă parte din lume. La nu e foarte simplu, apropo este un cuvânt pe care tu îl folosești în momentul în care cineva vorbește și tu ai ceva de spus care n-are nicio legătură și îl oprești definitiv pe omul respectiv și începi tu să povestești. Un exemplu, iată, acum Andrei vorbește despre proiect, Uh, Coșmelin și cu Răzvan și cu Răzvan să uită la el și zic toți trei împreună, apropo, ai văzut meciul aseară? Bă, ce gol a dat, băiatul ăla. Hetric în șase minute, ce record. Da, da, da. Dacă nu spui apropo, omul respectiv se supără. poate să și spună, ce faci mai mă întrerupi? Vorbeam ceva, lasă-mă să duc ideea până la capăt. Dacă spui apropo Atunci ai văzut că reacția nu e Deși tu vorbești cu totul altceva Omul respectiv totuși ai să apropo Adică se leagă de ce am zis eu Co -ă, Coșmelina, zi, nu mâna sus mi am pierdut ideea, nu glumesc Vreau să spun că eu, Noi am fost dezamăgiți atunci când am putut să ne lansăm Videoclipul și concertul ăla din septembrie Și după ce am avut Concertul suna trecută Chiar m-am bucurat că Am intrat așa în nouul an Și cu videoclipul și cu concertul. Cum de-ați făcut revelion chiar? București. București? Nu, București. Ah, București. Eu l-am făcut în cum se cheamă? Jamaica. Nu, cum se cheamă? zi, știi, să pocnești din Getezii, insula aia, că tot le foiesc pe acolo și nu... Barbados. Așa, Barbados. Barbados? Da. Am făcut la un râmnic cu vulcea, în județul Vâlcea, deci la origini. Da? suntem mm -hmm. da, 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 vorbeam, nu, ca mereu, și gata, ne păi și cu... nu, că și vorbit. păi spune mereu că mereu nu păi se schimbă eu. nimic. Adică... Da, nu ai cum, certificat de no, ta nu, adică, ta, adică acum două săptămâni. Nu, 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 trebuie să ne amintești mereu. mereu. Da, da, dacă s-ar schimba l ceva, făcut, o eu, să spui. Eu l-am făcut în județul la bunica mea, în comuna Vlădila. Serios? Caracal. A fost minunat. Păi înseamnă că tu ești excepția acum, Răzvane. Da. Adică de ce nu mergi tu la origine acolo și ai stat în București? Nu ai nici cu, cu, fratele tău? Chiar zi ultimul revelion pe care ați făcut împreună în calitate de frați. În 77. în timpul războiului de independență. Nu, nu. La 1877. Stai să mă gândesc, că, uh, când... Stai că zic imediat. Era asaltul plebnei și ați făcut, ați prins un revelion. Că... Chiar, și, chiar sub redută acolo, la, acolo a prins. Pe Serios, Revelionul că... de în 2016, pe da? Revelionul din între 2013 și 2014 n -a făcut Serios? n-am un... da, mai întâlnit. Na, nu faceți împreună Ce-a făcut mâna? nu nici, nici împreună. A, ah, da, da. Nu da, mai da, știu unde făcut, mm. Și tu? Cu ei? Da. Pentru niciodată. Ea, mai înainte de 1877? Mergem și mai mult în istorie, în spate. Pe 1300, știi? Da, da, la da, Marea da. Schismă, ia ziua. Da, schizma, da. Uh, Când am făcut ultima trebuie împreună? Nu mi-am aminte cu tine să făcut vreun mm. revelion. Nu? Chiar preferați să faceți când sunt uh, sărbători sau petreceri în acestea tradiționale? Preferați să stați cu cei cu care lucrați de obicei într-un anumit domeniu, cum ar fi cel muzical sau în momentele acelea unice pe an? Preferați alte persoane care nu au nicio legătură cu muzica și cu nimic? Tocmai mm. ca să vă încărcați nu, baterii. că ținem, da, dar, am... cam așa s-a întâmplat. Așa se întâmplă, se nu? Se nimerește cumva. Așa, da, domnule. Dar ideea e că eu oricum îi consider familie pe ei, deci... Da, dar e o familie care, mă rog, în anumite momente are, e împrăștiată e o mai multe... E extinsă. Da, unul la rămâit cu Vâlcea, unul în Barbados, depinde, știi, cum te, cum te lovește pe trecerea respectivă. Ce mai ascultăm? Uh, ultimele două piese sunt, uh, ți-am povestit, cu The Ghost of 313, un super producător de... Nu știu cum să-i zic... Care Aracu? e semnificația titlului? Al piesei Return to Circle da. Inspirat de piesa Întoarcerea în cerc" a lui Mircea Florian Aha. Numai că În varianta Finală de pe album Nu mai apare și partea în română În care o cântăm doar live da, așa, da, da. Pentru că Pur și simplu anumite sample pe care le-am oferit Producătorului i-au vorbit și au ajuns În varianta finală știu? Spre deosebire de colaborare, de exemplu, cu tipul Mad, ultima piesă, Bloodbath. Acolo uh, i-am trimis, i-a plăcut foarte mult, a reinterpretat el uh, compoziția noastră și apoi mi-a dat uh, să retrag vocea. Eu toate vocele l am tras la uh, soții Fierbințeanu, care au fost... Uh, a fost incredibil, a fost așa o, un cuplu de producători și Gaze vocal coach vocal coach, și... vocal coach da, da, da. în care mi se spunea două mai așa cum ar suna dacă îi cântau altfel răbdători. Sau... Da, răbdători și apropo, și... Și apropo. Da. Vezi, mă, eu mereu continui, dar pe același subiect, adică nu ieșim din, nu te scuza, din când zici apropo, gata te-ai lansat, e ca și cum ai <fie> plecat la 100 de metri nu te neutralizezi totul, când zici da. apropo că piesa asta, paradox față de cum e pe album, o cânt puțin difer, de fapt cam ce procent? Stai să mă gândesc. Nu, 97% diferit cam în... 69 ,9, da, o cam 69,9% o diferit în live. Da, Ce și te-am un spun? lucru da. apropo de asta. Bună observație din partea ta. Mă gândeam așa, nu cumva cu cât o piesă este lucrată mai mult de o trupă uh -huh. în vederea apariției pe un album la un uh -huh. moment dat. Și mereu îmbunătățești, mai adaugi ceva, până când iese... Perfectă. Nu știu dacă reușim vreodată să atingem, no, dar oricum cât mai aproape de ceea ce v-ați dorit și ați simțit la momentul de început. Și tu ai produs -o acela final pe album și ești foarte mulțumit de el pentru că ai lucrat un an de zile. Nu cumva, tocmai pentru că ai lucrat atât de mult, când o interpretezi live, e mult mai dificilă? Nu neapărat. Pentru că noi, noi suntem o trupă, eu personal, când special pentru performanțele live. Mie de asta îmi place să fac muzică. Eu. Sunt art director, nu. și designer, să zicem. Dar din ce ai observat asta, e o tendință generală? Sau ți se întâmplă ție și mai sunt? Nu, eu mă refer aici la experiența mea personală. Îmi adică place să Diplomat, cânt. Diplomat, da. Îmi place să cânt. Și uh, știu sigur că vreau ca trupa asta, și vrem împreună, ca trupa asta să sune live, energic și diferit, să oferim ceva, uh -huh. contactul ăla cu publicul și schimbul ăla. Este, este motivul pentru care facem muzică, pentru live. Dar, în același timp, de-a lungul carierei noastre, am împlinit de curând 3 ani, apropo, da. marțea trecută, da. și a fost concert aniversar. Am ajuns la concluzia că contează foarte mult cu ce te prezinți în lume, cu albumul, cu piesele, da. cu singurile, cu. Hiturile între ghilimele. Nu știu că se poate vorbi la noi încă de hituri, dar să sperăm. Um... Spunea cineva, apropo de hit, e... am văzut mai multe definiții yes. și m-am uitat uh, în uh, dicționarele limbilor diferite, uh, definițiile sunt diferite. Deci mm -hmm. nu e un cuvânt ca scaun care e definit la fel în orice limbă. Uh, unii spun, de exemplu, că hitul este de fapt o piesă care. La un moment dat, este fredonată de foarte multă lume. Se imprimă gena la Pugaciova cu Arlechino. Uh -huh. Să recunoaștem că, dacă ar fi asta definiția corectă, ăla era mega-hit, pentru că era obsesiv. Toată lumea cânta Arlechino și la bă, piață, când cumpărai usturoi. De fapt, așa și cereai și ți se răspundea. <laughs> și nu, altfel nici nu-ți vindea. Știi, dar, da. Să spunem că ar putea să fie uh, una dintre definiții, dar în același timp nu toate genurile muzicale sunt fredonabile. Uh -huh. uh, și cu toate acestea, sunt unele piese de referință în istoria muzicii, din toate genurile muzicale, care sunt acolo, n-ai cum să spui despre ele că nu sunt hit. De fapt, dacă ar fi o definiție a hitului, uite, uh, nu de dicționar românesc sau din alte părți, ar, definiția voastră, care ar fi cea subiectivă? Depinde de. Răzvane. O eu cred că depinde de genul muzical la care te, la, la care te referi, nu știu, hit în jazz înseamnă... Take five. Da, Uite, un bun, bun exemplu jazz. cu jazz -ul. Dacă care e jazz clasic, sunt hituri, da. dar în același timp nu prea vezi lumea fredonând jazz. Un, jazz cred că înseamnă un standard care e preluat după 40 de ani și se pleacă de la o piesă de jazz clasic și ajunge să fie ceva de jazz experimental, dar să-ți dai seama că în piesa respectivă... Și standardul răzvane cine îl fixează? Publicul? Notorietatea? Promovarea? Numărul de albume vândute? Ce înseamnă de mm, fapt standardul eu pentru cred un hit? Eu cred că muzicienii. Dacă muzicienii? -a folosit formula de aur când s-a compus piesa. Da. Hai să, bine, întrebare. Dacă vi se pare stupid îmi cer scuze, dar în același timp inginerește adică... vorbind nu e greșită, cred eu. Anotimpurile lui Vivaldi sunt un hit? Sunt. Sunt, sunt un Dar hit? Trebuie nu Trebuie totuși să recunoaștem că sunt un hit. Sunt. De ce sunt un hit? Păi, asta ziceam la început, că depinde de genul muzical la care faci referință. Corect. Și, întorcându-ne la trupa voastră, din toate piesele, la un moment dat, uite, peste ceva vreme, ar fi ideal toate să fie hituri. <laughs> Dar dacă ar fi câteva, cum ați spune voi despre ele? Uite, ăsta am reușit să după ce a apărut albumul cu cele 12 piese plus 4 remixuri și am reușit 5 dintre ele sau 7 dintre ele să fie, s-a dovedit că au fost hituri. Care ar fi argumentele pentru asta? Nu știu cum, sunt. Știi de ce vă întreb? Pentru că se folosește extrem de des, chiar foarte des acest cuvânt. Hituri, e, da. este vărsat din sac. Tot timpul auzi hituri, hit hit, 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 hit. Deci da, da. De multe ori uh, am, auzit, am auzit prezentatori care spun: uh, În prima audiție un hit. Păi stai, frate, e prima oară. De au, da. uh, au deschis ușile, și au ieșit din sală cu piesa. O ascultăm prima oară la nu știu ce post de radio și e hit pe bune? Adică s-a stabilit. O face el hit, știi? da, da aruncă. și critici. <laughs> adică, știi, hit înseamnă de lovitură. Da, de lovitură. O hit and run. Sau, da. Exact. Știi, și de asta sau, e, știi, e interesant expresia aia, fapt... one hit wonder, adică trupe oh, care n-au decât o piesă. Da, au dat lovitură <laughs> și tot hit and run e și Eu tot aia. ce pot să spun e că sunt mai multe piese, precum Loud Blood Youth sau precum Devil, de exemplu, care instantaneu acum am arătat-o la câțiva oameni și mi-au zis, wow. La care reacționează publicul Bine, știi? Eu, asta... Loud Blood de exemplu, din una dintre ultimele fapt, piese nu? Pe care o cântăm și de fiecare dată Oamenii reacționează Pozitiv e un argument și argument vizibil, vizibil Vizibil Mai mult decât la alte piese Deci un argument uh, pentru hit Piesa cu Enescu, Highway, de exemplu, e considerată cea mai dansantă Piesa noastră Nu știu. Eu acum vorbesc din Da, mă înțeles, uh... da, dar tocmai de aceea întreb Pentru că încă, vă spun sincer, eu încă nu mi-am format O definiție pentru mine exactă, dincolo de cea de dicționar care e seacă. Ce înseamnă, de fapt, cu adevărat cuvântul hit? Pentru că observăm cu toții că se folosește permanent. Uh -huh. Uite, noi am mai avut piese care au prins la radio, să zicem, dar, în general, oamenii se leagă de piese diferite. Avem, de exemplu, vreo trei piese, Disney Puritans, pe care am ascultat-o trecută când am fost, Failure și, respectiv, Bricks Riot. Astea sunt considerate așa cumva cele mai cunoscute piese ale noastre și e vizibil pe YouTube, pe da, ca numai, SoundCloud da, da, da. sau așa. Prin comparație cu altele. Da, prin comparație cu altele, oamenii rezonează mai repede la piesele și cumva uh, le, le mai dau play încă o dată. Știi? Bun, și uite, și ca să concluzionez setul de întrebări. Bun, dar în ziua de astăzi să ținem să recunoaștem că este foarte importantă și modalitatea de a promova. Uh, Chiar sunt, cred că o trupă poate face un experiment, dacă își permite, cu propriile piese Și dacă unele piese la care, în teorie, publicul ar rezona mult mai mult Ele n-au decât o promovare, spui tu, pe pagina de Facebook și atât Și la toate celelalte folosiți căi de promovare mult mai uh, vaste uh -huh. Share-uri, like-uri, toată lumea împrăște și așa mai departe Atunci evident că acele piese vor ajunge la foarte mulți oameni Va crește numărul de like-uri și așa mai departe dar din punctul ăsta de vedere este un știi cum e, hit ajutat un pic. În ziua de astăzi mie mi se pare apropo de ce discutam, deci, uh, mi se pare promovarea că promovarea face hitul mai mult decât valoarea. În ziua de azi? Mie mi se pare că pentru anumite lucruri, da. Da, e, nu știu, vorbeam de sta <laughs> Vorbeam de Adel, de exemplu. Mie mi se pare că promovarea și investiția care se face în promovare o transformă într-un hit, știi? No. Bun, uh, ultimul război stărilor partea șaptea uh, dar te întreb pe tine acum și l-ați văzut și voi? Războanea Cosmine? Nu, nu, nu. Te-am pe tine doar e un hit? Este un hit Din dar... ce punct de vedere? Din punct de vedere al promovării Asta zic și eu pentru că n-am văzut așa promovare la un film Agresiv. Deci mai era, deci următorul pas era să-mi bat acolo pe cu la ușă vreun storm din asta. știi, să-mi văd că mă uit pe vizor și să văd că să e... ziarul sau? Da, ziarul și cu... Sticla de lapte. La, la, două săbii cumpărate, Jedi, primiți una sit cadou. C -c cadou. <laughs> Știi, adică, într-adevăr, a fost o promovare foarte mare și am, am sentimentul că s-a folos, folosit o. Calitatea sumă filmului nu a fost. Multă măsură. În și măsură. atunci, din punctul ăsta de vedere, un hit că s-a promovat la scară planetară din păcate, și pe lună au ștanțat un storm trup. Din păcate, oracolo. cum zicea Răzvan mai devreme, standardele unui hit sunt, uh, sunt date cumva de chestia asta. De, de, cifre? de cifre? Mai mult decât de. Uh, nu știu, la, pentru, mine, pentru mine personal, valoarea... un hit, un hit înseamnă o piesă nemuritoare, o piesă care poți să o lansezi în 1975 și se pare la fel de proaspătă și acum. Știi? Deci o definiție bună ar fi că timpul nu omoară exact. piesa respectivă. Și ni, nu numai timpul, audiții repetate, adică, de exemplu, știm cu toții, o piesă care ajunge enervant de cunoscută, dar care la început îți plăcea, nu știu, să dau un exemplu, Take Me to Church de la Hozier. mi îmi plăcea piesa când a apărut în 2013 pe primul lui EP, dar acum a devenit Poate veni da, ceva da, ce. Da, o să ia da. premiul Grammy pentru cea mai bună piesă, și mie nu mai îmi pasă. Știi? Da. Da, pentru asta. la tine s-a stins. Da, s-a stins și. și, nu știu, ca, ca și atunci Adele știi, uite, găsim o. Uh, o pe o definiție. Mă bucur pentru că sunt uh, artiști aici, sunt muzicieni și um, o definiție cât mai aproape de realitate. Mă devine că de la voi uh, vin. Așa că n-am desprinde de o concluzie greșită. Dacă am spune că, până la nou, un hit, în niciun caz nu poate fi definit ca hit în două săptămână, două-trei. No. Prin promovare uh, agresivă și. și prin voci stridente, nu, care anunță mare hit ci pur și simplu timpul și publicul, în momentul în care nu se duce strălucirea, după un an, doi, trei, cinci, șapte... Păi ca drept dovadă, nu știu, asta să luăm Rodion Gea și piesele lui, deci are piese precum Citadela sau Cântec Care când sunt Fulger, de 30 și care 40 sunt, de... Da, sunt de... din 79, 83 da, da, da. și care acum... acum da, Acum deci... cunosc și sunt apreciate. Da. Și mai sunt exemple. Există și un nigerian, William Onyabur, care tot la fel. A compus în perioada aia, a lansat în perioada aia, după care a fost redescoperit acum câțiva ani, pentru că a stat în Raf. El nu mai performează, de exemplu, acum, nu mai cântă, nu mai vrea să aibă de face cu cariera lui muzicală. Da, dacă ar fi fost fără valoare, nu l-ar fi descoperit că exact, nu ce? Exact. Bun. Final de emisiune, dragi prieteni, aproape, în mod oficial la ora 23 se încheie, dar am promis că mai ascultăm piese. Hai să reamintim lucrurile acestea tehnice dar foarte importante. Dacă ați venit mai târziu, nu este niciun fel de problemă, problem, mai aveți câteva minute pentru a-i vedea pe invitați, trupa Crowd Control, la linia de noapte București FM. Doi răzvani, unul gazdă, răzvanul Sulano, unul invitat, răzvan Gabăr, împreună cu Cosmin, Cosmin, ai, nu fi acum, Cosmin Gabăr și Andrei București bineînțeles, trupa Crowd Control. L-am pomenit și cu mii de mulțumiri pentru că și-au dus un aport important la acest proiect pe Rodion GA. Îl salutăm încă o dată de aici din București pentru că era la Cluj. Bineînțeles, multe mulțumiri pentru toți oamenii ăștia pe care voi ați pomenit pe parcursul emisiunii cu care cu care ați, da, cu care ați colaborat. La noi pagina de Facebook este București FM la invitați este Crowd Control site-ul este underconstruction.it da, e, e filiera Italia. Da? și uite pentru ultimul lucru pe care vi-l adresez sub formă de întrebare pentru 2016, așa la long, până către finele anului, aveți ceva în, în gând, nu neapărat în plan? Să lansăm mixtape-ul, albumul, și sunt în lucru câteva clipuri noi. A, deci se lucrează, se muncește. Se lucrează, se muncește. Pentru Dar nu e under construction ca site-ul ani de zile, chiar no. se, se no. și finalizează lucrarea. Exact. Bun, că în România e important de precizat și de dat termen. Este, te ai nu? Da, pamblica. Cred că avem și o nu știu, o, deviză, cum sunt casele din Game of Thrones. Cred că deviza noastră e să fim mereu cu un pas înainte față de chestiile pe care le facem și ne vrem să ne ținem strâns de chestia asta. Foarte tare, bravo. Adică a noi deja compunem al doilea album. Ce mă bucură și din nou asta ca, pur și simplu, o iau ca pe o constatare personală și apreciere în același timp, pe care de consecință. Ea a fost în urmă cu un an și din ce am putut eu constata, din punct de vedere al energiei, nu s-a schimbat nimic. Deci încă sunteți la aceeași turație puternică. Sper dacă e pentru voi, din partea mea și sunt convins că și din partea ascultătorilor, dacă să păstrați lucrul ăsta mereu, că am sentimentul că de aici vin și toate celelalte. Dacă aveți cărbune cărbuni acolo pentru, pentru cuptor. din ce mai pozitiv și chestia asta, a să că ne alimentează și pe noi. Și avem niște țeluri care trebuie transformate în realitate. Nu, n-ar fi rău să, să ajungem într-un turneu, în afară, mi se pare normal, știi, să, să, ca o trupă... Vezi că dacă promiteți în direct la linia de la București FM, se, se întâmplă un trebuie să vă țineți de da, cuvânt. Da, da. Adică dacă e așa e o discuție, am mai vorbit cu băieții, să vedem, e una. Dacă spui, ne-am propus și vom, atunci nu mai e. E scris. Uh e scris, it is written. Scris uh, în, în unde? Vă rabia? spun la revedere de pe acum, ca să ascultăm fără ultimele să fim două. stresați. Da, ultimele două piese, mii de mulțumiri că ați venit și o noapte bine. Mulțumim, Răzvan, a fost o plăcere încă o dată. Asemenea, din Seara partea. bună. Seara bună. La revedere.